6 și 9 minute și urcăm pe ceafla. Nu mai pot de somn, prieteni! Bună dimineața! Poftiți la cafeluța montaniană! Ia uitați-l! Băi, Bob! Bine ați venit în Durău! Șosete de Crăciun! Păi, că am făcut economii. Smart! Smart move! Mamă! Nu am fost niciodată aici. Nici. Deci, practic, noi am pornit de aici, din Durău. Am luat-o pe traseul cu Cruce Roșie, Poiana Viezuri, am ajuns la Cascada Duruitoarea. Deci, încă o dată. Ta-da! Super cute! Urcăm pe un traseu interzis. Ia! Și bine v-am regăsit la un nou vlogmas. Astăzi nu avem cafeluță, nu avem nimic. Este ora 6 și 9 minute și urcăm pe ceaflă. Stați cu mine dacă vreți să vedeți ce faceți. Eu sunt moartă de somn, nu mai pot. Am vrut să renunț de vreo 3 ori deja până acum. Vă pup și ne vedem mai târziu de la munte. Nu mai pot, o să povestim puțin mai mult când, după ce mă dezmeticesc, că abia pornim. Pa! Haideți, bună dimineața! Cred că mă vedeți puțin mai bine acum, lumina naturală. În sfârșit suntem treziți, așa cum s-ar zice. Am plecat de la Piatra și am venit prin Pipiric, Casa și Bogdan Papucii de Munte. Și acum ne îndreptăm spre Durău. Practic mergem pe la coada lacului, pe la Poiana Largului. Mergem în Durău, acolo unde se începe urcarea. Este o zi foarte friguroasă de iarnă. Noi am venit, noi am verificat un pic prognoz la meteo, pentru că voiam foarte mult să urcăm și să ne bucurăm așa de niște peisaje de iarnă. Și am văzut că în următoarele zile este foarte, foarte cald, adică temperaturile ajung undeva pe la 10-12 grade în luna decembrie. Deci că neapărat trebuie să mergem acum. Este a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, și probabil voi o să vedeți asta, I don't know when, habar n-am când, dar... m-am gândit așa la niște chestii, deci o să stați cu noi toată ziua de astăzi. Sper tare, tare mult să-mi ajungă bateria, totul să fie smooth, lean și nice. Avem destul de multe așa în plan, sper să ne iasă foarte mult. Suntem doar noi doi, nu am mai făcut nicio gașcă, nu s-a mai adunat nimeni. Mamă, ce frumos e! Deci e super fain, chiar e. Nu mai pot, abia aștept cafeaua aia. Deci... Cu bardu și lei, te rog? Da, eu vreau una cu lapte și un croissant cu ciocolată. Și ce mai vrei? Un lichid de parbriz. Ok, eu nu vreau croissant. Nu luăm croissant, avem biscuiți de acasă. Eu vreau croissant cu ciocolată, dar nu vrei, tu mă duc eu și eu. Am luat și niște bunătăți la noi. Bunătăți. Am luat două ciocolatele de sub braț și niște fursecuri, pentru că am mai picat în plasa asta, ne-am luat o mâncare de acasă, gen ne-am făcut ceva sandwich-uri și chestii. Și când ajungi sus în vârf la cabana, tot ce-ți dorești să mănânci ceva cald, cartofi prăjiți cu brânză, ciorbă, clătite cu ciocolată. Deci indiferent, și am zis că acum hai să ne luăm doar așa niște chestii, dulciuri, chestii micuțe, am pus fursecuri totuși că nu m-am putut abține. Și na, o să mâncăm sus, dar trebuie neapărat să bem cafea, că n-am apucat să bem de dimineață. Așa că o să ne primim imediat să luăm cafea. Nu mai pot de somn, prieteni! E atât de somn! Hai că nu-i nimeni aici. Mi-am cumpărat. Bună dimineața! Poftiți la cafeluța montaniană! Cum? Zic cafeluța montaniană! Dacă vrei. Bună dimineața, Bubu! Bună dimineața! Ce faci? Uite, mă duc până pe... Până pe ceahlău. La noi a fost chestia asta cu să mergem pe ceahlău. Așa, gen... Hai, până pe ceahlău, hai! Până la
până la cafelete tuturor, vă pup! Yummy! V-am zis, prieteni, v-am zis că nu pot rezista dacă nu-mi iau cookie de acasă. Ne-am cumpărat croissant, dar mâncăm cookie. Yummy. Cum este cookie-ul? Da. Sunt biscuiți americani. Da. Haideți că stăm la cafeluță și discutăm puțin. Am ajuns în Durău. În Ceahlău și ajungem imediat în Durău. Practic, suntem pe o parte a muntelui, la baza muntelui. Aici e o stațiune în care este și o mică pârte de schi. Mă rog, e cumva așa în dezvoltare, nu e mare în situație pe aici. Se fac pârtea mare, o să fie 2 km. Da, deci era o pârte super mică, era un deal, practic, pe care oamenii s-au gândit să pună un teleschi și atunci au făcut o pârtie. Dar au intenționează să facă cumva o pârtie până la baza muntelui, mai înaltă, mai roșie, mai asta. Anyway, de aici pornesc mai multe trasee, cred că două, dacă nu mă înșel, da, pe care vrem și noi să le combinăm astăzi, să facem o combinație. Practic, este un traseu, deci toate duc la Dochia, evident, sus, în vârf. E unul de 3 ore jumate și unul de 5 ore jumate. Na, așa. Și ăla de 3 ore jumate îi pe la Fântânele și ăla de 5 ore jumate îi pe la Cascada Dăruitoarea. Dar între ele, eu o să vă pun, în timp ce vorbesc aici, o să vă pun o hartă ca să vedeți exact despre ce e vorba. Practic, între ele, între cele două trasee, există o poiană care le unește cumva și poți să ieși dintr-un în altul. Și noi vrem să urcăm astăzi până la Fântânele. O să traversăm poiana, nu știu cum se numește poiana respectivă, o să vedeți voi pe poza asta, o să traversăm o poiană și practic ne interceptăm cu traseul cu Cascada Dăruitoarea. Și prin felul acesta vrem noi să vedem și Cascada Dăruitoarea și după aia să ne întoarcem înapoi la Fântânele și să continuăm urcarea. Știu că e cumva un fel de ocoliș. Mamă, dar știu că e mult, numai că având în vedere că suntem doar noi doi, am zis că putem să mărim pasul oricum ar fi și vrem tare, tare mult să vedem și Cascada Dăruitoarea și ideea este că traseul cu Cascada Dăruitoarea nu este un traseu recomandat pe timp de iarnă, pentru că este foarte, foarte abrupt, cel puțin în partea aia după cascadă, practic, când încep să urci efectiv la baza muntelui. Dar mai bine facem altfel. Urcăm direct până la Dăruitoarea și după aia da, ne întoarcem. Da, mă gândeam, dar nu știu exact cum e traseul pe la... E ok. Na, putem să facem. Na, putem să facem chestia asta, încă nu știu exact de unde începe traseul. Tot de aici, în Dăruitoarea. Da, da, de ambele. Unde? E tot cu cruce la... roșie marca, dar da, nu știu. Da, tot de acolo. Faci dreapta, nu mergi înainte. No, am noroc că știe un om să se orienteze pe hartă, că eu nu. Așa. Și o să vedem ce o să iasă. Ne dorim foarte mult, v-am zis, să vedem și Cascada Dăruitoarea. Vrem să mergem și pe Toaca. Vrem să... Bah, o grămadă de chestii. Avem timp, este ora 8:30. Avem timp până pe la 4:30 când apune soarele, practic, să ne bucurăm. 4:30, 5, ceva de genul. Am mai coborât și pentru Neri, că n-ar fi prima dată când avem la telefon, adică na, nu e cine știe ce. Sper tare mult să fie o zi reușită, deja se întrebuie, dar fi super faină că e în cafeluță, deci e perfect. Vedeți cum m-am schimbat efectiv în momentul în care eu am băut cafeaua, sunt alt om, domnule, alt om. Vezi, Bogdan, așa trebuie să faci. Îți faci baie în cafea. Chiar baie, da? Așa, când ajungi, le iau cafeluță. Cafeluță vlogmas. Bine, haideți, ne vedem puțin mai târziu când începem să urcăm. Și vă mai zic ceva acum, că poate sunt dintre voi care vă doriți să faceți traseul ăsta sau ceva. Vai, ce fain, îi leșim! Noi mergem practic din Durău, doar că în Durău este un drum care face legătura între Durău și Bicaz. Și, sau izvorul muntelui, de fapt, nu Bicaz, adică practic cealaltă parte a muntelui pe care se poate urca, este drumul care traversează muntele, se numește drumul axial, așa îi zice, și practic noi o să mergem cu mașina până efectiv pe axial și o lăsăm acolo într-o parcare, ca să evităm să urcăm super mult prin pădure, adică să mergem super mult, practic doar ducem mașina cât de aproape putem ca să evităm urcatul, da. Și e super multă zăpadă, deci e vai. Sper să ne fi îmbrăcat tot. Deci ăsta e axialul, vedeți?
Am înțeles că e închis drumul, din păcate, dar noi putem să lăsăm mașina super aproape de traseu acolo. Deci sper să... Foarte naș, foarte jos. Văd. Extraordinar. Sper să fie ok cu mașina. Deci noi suntem pe axial și practic aici e pârtie de care vă spuneam. Se duce până în sus și în partea asta, la altă, e efectiv drumul. E continuarea pârtiei. Ai pârtie care o să fie, o să traverseze drumul ăsta. Peste drum. Aha. Pare deschisă? Habar n-am. Tu sau eu? Bun, deci am parcat mașina și urmează să ne întoarcem cam 2 km pentru că vom urca de pe traseul cu duruitoarea și când o să coborâm, o să coborâm practic aici direct la mașină și preferăm să mergem acum vreo 2 km decât diseară când ne întoarcem. Ia uitați-l. Băi, Bob! Stați să ne vedem puțin din acest peisaj minunat! V-am zis că mergem acum. Mai putem să vorbim puțin, că după aia când o să încep să urc, nu mai pot să vorbesc efectiv și să urc. Mamă, deci avem 3 km, Bogdan? 2. Dar scrie 3 până în drum, până jos, gen. Da. Ok. Bine, cum ne-am îmbrăcat? Deci, ziceam că sper să nu ne fie frig sau ceva. În primul rând, în partea de jos, cel mai important articol este perechea de încălțări. Am niște bocanci pe care îi port, sunt all season, sunt super, super buni. Bobby are și el aici ceva combat din astea, dar el alunecă și eu nu. După aceea am niște șosete de Crăciun. Așa, niște șosete groase. Am o pereche de pantaloni, așa, sunt super subțiri, sunt super fancy trense, dar n-avem ce să facem, că eu nu mai găsi ceva de fâș care să fie ok. Și am pe dedesubt niște ciorapi ca să fie mai groși și să nu fie fric. Am început! Odată ce începem să urcăm, eu nu o să mai pot să vorbesc, pentru că Bogdan mă fugărește! Nu mai pot! Efectiv e așa, hai, ce stai, Doamne! Când vrei să ajungem? Uite-vă puțin cât de repede merge. Eu trebuie să țin pasul cu el. Haide, ține ritmul. Vin! Șderge. Animal footprint. Ia fiți atenți. Ca ce? Vai, ce fain. Wow, chiar e drăguț. Deci ce frumos sunt copacii ăștia. Zici că au contur. Ce super. Reconfortant. Deja părul meu a început să înghețe. Efectiv. La o intersecție. Deci ce e asta? Da. Hai, suntem la Baia Viezuri! Yay! Super! Am ajuns la intersecție și e o chestie, deci, practic, noi de jos din Duro am făcut până aici jumătate de oră și de aici până la fântânele mai e o oră jumate. Da. Deci, practic, noi ar fi trebuit să urcăm până la fântânele și să parcurgem fântânele până aici ca să ajungem la duruitoarea, ceea ce ar fi fost cam două ore. Două ore jumate. Gen, două ore jumate. Păi hai, că am făcut economie. Smart, smart move. Ok, și ajungem în sfârșit, am ajuns la Poiana Viezuri și e un drum super drept. Aici ne-am intersectat, deci am mers super puțin prin pădure. Yes, ce bine. Mamă, și e un peisaj, deci atât de frumos, Doamne! E absolut nimeni, deci că avem muntele nostru. Muntele meu. Deci
dragii mei prieteni, trebuie să mă scuzați că focusul aparatului nu este tocmai cel mai prompt și de la frig se întâmplă nefăcute, dar, you know, let's cope with that. Ce vreau să zic? Mai avem până la Duruitoare cam 1,5 km. Ne-am uitat pe hartă și zice că mai avem 31 de minute, dar noi am zis că ce? Noi scoatem 15. Și acum bineînțeles că am grăbit pasă. Iar nu mai pot. Acest traseu este absolut, absolut superb. Deci, ne place super, super mult. E foarte fain. Acum am început să coborâm spre cascadă. Și ce frumos o să fie când va trebui să urcăm înapoi. Sai! Mișto rău. Ești pregătit? Bobilicious. Aproape ajungem. E super greu traseul, adică nu e chiar greu, dar e așa cu foarte multe suișuri și coborâșuri, tot felul de buturug perpendicular și chestii. Ei, nu mai pot. Abia ce să ajungem, problema e că nu știm ce să facem. Dacă să ne întoarcem și să urcăm pe la fântânele, dar avem super mult de mers până la fântânele și de la fântânele până sus și mai mult. Sau să-i dăm pe traseul ăsta. Dar nu știu dacă e o idee foarte bună. Am zis că o să vedem ce era cascadă și după aia vom lua o decizie. Mă întreba Bogdan ce copac e ăsta și n-a ce o să zic că e palțin. Am zis că e zada. Nu știi? E un conifer care e cad frunzele. E o excepție. Era întrebarea capcană la geografie. Și eu, na, trebuia să răspundem. Ce faci? Pe acolo. Față și... Hai, pe acolo. Na, mergem pe urme. Nu am fost chiar aici. Nici eu. Wow. Am ajuns. Deci, am ajuns. Suntem la o altitudine de 1247 de metri. Avem spre cabana Dochia sunt 2:33. Și spre Durou o oră jumate. Spre fântânele cam o oră și jumătate. Avem aici încă o dată harta pe care v-am pus-o și eu. Deci, practic, noi am pornit de aici, din Durou. Am luat-o pe traseul cu cruce roșie, Poiana Viezuri. Am ajuns la cascada Duruitoarea. Și acum, practic, ar trebui, teoretic, să ne întoarcem până la fântânele și să mergem pe cabana Dochia. Nu știu exact ce o să facem, dar sper să ne orientăm bine. Ok, ne-am făcut și fotografii aici, este foarte fain. Intenționăm acum să ne întoarcem pe drumul pe care l-am parcurs până aici. O să mergem spre fântânele și revenim cu un update mai târziu de pe drum. Am înghețat un pic acolo sub cascadă, că e foarte rece. Încă o dată. Ta-dam! Super cute, foarte fain. Bună, Bobby, cum ți se pare aici? Foarte fain. E fain rău. Da. Hai, gata. Urcăm. Pe Duruitoarea! Ne-am întâlnit cu niște oameni și ne-am zis că e ok traseu. No, hai! Doamne ajută! Ne vedem mai târziu. Urcăm pe un traseu interzis iarna. Mor!